urmează ședință extraordinară prin dispoziția numărul 130 din 25 septembrie 2017 emisă de domnul primar. În consultarea condiții de prezență, se vede că am dat sunt prezenți 8 consilieri, absentând doamnele consilier Mânicuță și Grigore și domnul consilier Petcu Mare. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Vă rog, poate trece. Dacă am zis că este legal constituită. Avem chiar 2/3. Făcută, evident, în temeiul legii.
creadă și ne creadă cadrul legal fără îndoială pentru a proceda la rectificarea bugetului. Condiția de bază se îndeplinește, adică trebuie să rămână în echilibru partea de venituri cu partea de cheltuieli. Este o rectificare pozitivă, determinată de următoarea situație. În primul rând, necesitatea de finanțare a acestui domeniu sensibil, de fiecare dată reamintesc această situație. Apoi, reamintesc că prin legea bugetului, legea bugetului pentru 2017, în mod normal, acest domeniu de activitate se finanțează integral de la bugetul de stat. În prima parte a anului, când am aprobat bugetul, nu am avut acoperire în sumele repartizate de la bugetul central al statului. Am prins, ca să putem onora obligațiile față de acest domeniu foarte important, care înseamnă asistența socială, protecția socială. Este vorba de, în primul rând, de plata asistențelor personale, persoane cu handicap. Vă amintiți că avem doi asistenți personali în familia Brănici, cu o situație mai complicată. Și, în același timp, plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap, cu cei care nu beneficiază de asistență. Reamintesc că este vorba de o rectificare pozitivă cu această ocazie. Practic, Direcția Finanțelor Publice își onorează obligațiile prevăzute de legea bugetului. Ne-a repartizat sume, este vorba de vreo 38.000.000, după cum ați luat cunoștințe. Și ne eliberăm creditele pe care le-am prins la începutul exercițiului bugetar din veniturile proprie. În același timp, rectificarea cuprinde și un alt domeniu, o altă are de finanțare, și anume învățământul preuniversitar pe teritoriul Comunei Buzănești. Este dacă vreți, o parte a rectificării. Operează pentru trimestrul al patrulea, începând cu luna octombrie. Am înțeles că aceste credite vor fi suficiente pentru plata drepturilor salariale, în discuția pe care am avut cu doamna contabil. Deci, în final, creditele care vor fi adăugate prin operațiunea de rectificare este mai mare. Am reamintit pentru trimestrul al treilea cu are de cuprindere asistența socială înseamnă 38.000 lei. Este vorba de secțiunea de funcționare a bugetului. Și pentru plata drepturilor salariale este vorba de 173.000 lei. Tot pentru secțiunea de funcționare. Și o să prezint propunerea pe care am gândit-o împreună cu cei care au elaborat documentația de articole. La primul articol, propun să se aprobe rectificarea bugetului local pentru trimestrul 2017 cu suma de 38.000 lei la secțiunea funcționare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexă, se face parte integrantă din prezența hotărârii. Articolul al doilea. Propun să se aprobe rectificarea bugetului local pe trimestrul al 4-a 2017 cu suma de 173.000 lei la secțiune de funcționare,
De asemenea, la partea de venituri și la partea de cheltuieli, conform situației anexe, se face parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către primarul Comunei Bolzăneni și doamna Răcăuteanu Romelea, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bolzăneni și al patrulea pe care o spun la Cutuna, impusă de legislație. După aprobare, secretarul Comunei Domnului Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bolzăneni și compartimentul diferențial contabilitate și instituții prefectului județului. Dacă ne vedem. Odată cu această rectificare, bugetul comunei noastre crește. Ajungând la valoarea, repet, în echilibru a celor două părți, venitul și cheltuieli, de 4.919 lei. Deocamdată atât. Dacă sunt intervenții, cea mai mare plăcere o să le clarificăm. Doamne și domnule consilier, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâri și a dat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc și noi. Înainte de domnul vot, poate cineva din domnul consilier are ceva de completat? Da, dau un cuvânt domnului Vlad. În primul rând, dacă să las sigur pe domnul primar, mai avea emoții, fiind făcând parte din opoziție, la sală sub Consiliul Local, cred că noi, consilierii care suntem din grupul de obel, niciodată n-am fost și nu o să fim împotriva unor lucruri care sunt reale, firești, corecte. Nu o să facem opoziție, mai dragul de a fi în opoziție și nu votăm sau votăm contra, e ceva logic. Oricum o să votăm pozitiv. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc și noi, domnul consilier. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu e cineva să ia cuvântul, trecem, să propunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Pentru că nu avem alt proiect. Ce mulți oricum am, deși speram să votați tot pentru, probabil asta se poate susține prin respectul pe care l-am față de instituția pe care o reprezentați și automat prin faptul că sunt convins că trebuie să rămâneți liberi să votați și pentru și contra, dar într-adevăr de data aceasta n-avea sens, cel puțin pe limitele interesului local și pune cuvinte. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi, domnul primar. Hai, domnul primar. Da. Sunt după. Ce? Nu mai este un după. Deci, în fondul 2, nu avem un invitat. Bate, ok. Nu-i da. L-ați analizat, da? L-ați analizat, există probabil la vizită, dar nu mi-a spus Comisia Economică. Nu, Comisia Juridică. Comisia Juridică, da. Bine. Bun. Atunci, să reamintesc documentația. Deci, proiectul înseamnă propunerea pe care am pregătit-o, înseamnă modificare și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Bogdanele de Tăpacău cu următoarea structură. La primul articol propun modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Bogdanele de Tăpacău conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de domnul Stângă Ion referent și doamna Răcăuteanu Romelea, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdanești, deci pe partea contabilă și pe partea de urbanism. Al treilea, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Teo Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanești, doamnei Răcăuteanu Romelea și domnului Stângă Ion,
instituției prefectului județul Bacău și Consiliul Județean Bacău. Am prezentat argumentația la modul sintetic în expunerea de motive. Ea este la fel de lămuritoare în anexa la acest proiect de hotărâre, care înseamnă o listă a bunurilor care se modifică sau se completează, sau și se completează la domeniul public al Comunei Bogdan județul Bacău. Dacă v-ați uitat cu atenție, am o greală că nu ați protejat în această manieră. Este vorba de niște completări la rețeaua de drumuri existente pe teritoriul OAT-ului. Și anume, este vorba de un drum de interes local cu următoarea delimitare. De la DN11 sau European 174 până la drumul de exploatare 792, cu o lungime de 51 de metri, lungime variabilă, suprafață de 538 de metri pătrați. El există și are următorul amplasament. Undeva la ieșirea din Filipești pe dreapta, este locuința lui Voaș, cei care sunteți filipeștenul cunoaște, drumul care urcă pe Reliban. Mi-e interesat, anotam la un moment dat, la începutul intervenției de apă, în legătură cu proiectul de apă și canalizare. Din punct de vedere tehnic, s-au făcut niște studii în legătură cu presiunea necesară pentru rețeaua de apă, în primul rând. Noi am solicitat informații de la operatorul Raja Constanța cu centrul zonal din Onești. Am primit informații scrise în legătură cu presiunea, să spunem, gravitațională. Cunoașteți că avem rețeaua de legătură între rețeaua orașului și limita administrativă între oameni și noi. Este insuficientă vreo 2 bar și jumătate, după câte îmi amintesc. Specialiștii care lucrează la proiect, faza studiului de fezabilitate deocamdată, consideră că este insuficientă pentru o corectă funcționare a viitoarei rețele de apă. De acolo până la limita coitudul, am câteva distanță, aici rețea urcă, datorită configurației reliefului și specialiștii care lucrează la studiul de fezabilitate au considerat că este necesară intervenție tehnică cu o stație de ridicare a presiunii. În proiect tot găsiți rezultat SRP. Mai concret, este vorba de un container, niște dimensiuni estimative 5 metri jumate, 3 metri jumate, împrejmuit și așa mai departe, care trebuie amplasat pe rețea sau în imediata vecinătate a rețelei de apă. Aici chiar că am avut emoții împreună cu echipa din primărie care colaborează, evident, cu compartimentul de urbanism, viceprimar, pentru a găsi un amplasament care trebuie trecut în domeniul public. Este o regulă esențială pentru proiectele finanțate din bani publici, ca ele să figureze în totalitate pe domeniul public. Am încercat mai întâi să găsim un teren care să îndeplinească această condiție de legalitate și
noi, la urma urmei, urma să fundamentez proiectul care trebuie de pedabilitate, cu toate avizele și trebuie să depunem la Ministerul Dezvoltării, undeva pe la sfârșitul lunii noiembrie. Vor fi verificate și orice abatere de la conformitate poate sancționa cu pierderea finanțării. Am încercat pe o parcelă de la limita unui drum de exploatare care separă cele două unități administrative. Am întâmpinat o altă problemă de natură tehnică, și anume existența celor două conducte de gaz metan. Poziția tehnică impusă de normele interne ale celor care gestionează conductele nu au fost îndeplinite. Trebuie o distanță de vreo 20 de metri de conducte ca să putem obține avizul de amplasare. Atunci a trebuit să găsim alt amplasament. Și cum se spune, tot rău spre bine. Am identificat acest amplasament după vreo două săptămâni între drumul care face obiectul de eliberare de astăzi și locuința lui Goaș. Este un teren liber. Dar primul lucru pe care trebuie să-l facem să trecem inventarul bunului din domeniul public. Acest tronson de drum îl vedeți. El este în intravilan și este și în apropierea unei surse de curent. Deocamdată face obiectul completării domeniului public pe lungime de 51 de metri și o lățime variabilă. Avea și suprafața aici de 538 de metri pătrat. Pasul următor, când vom ajunge la proiectul tehnic, dacă ne se omologhează documentația pe care o vom depune la Ministerul Dezvoltării, va fi să trecem în domeniul public această suprafață de teren, situația de excedență între drum și locuința menționată mai înainte. Apoi, avem un fel simetric, dacă vreți, în oglindă, o altă situație de interes pentru proiectul de apă și canalizare, vis-a-vis, nu? Deci, tot de la DN până la râul Voidus, cu lungime mai mare, 586 de metri, aici avem o măsurătoare exactă, cadastrată, cu o lățime variabilă, cu o suprafață mai mare, 3780 de metri pătrați. O parte din lungimea precizată aici este deja clasificată ca drum comunal până la ultima construcție, existent până la ultima fază acolo. Odată cu acest proiect de interes local, nu întâmplător se folosește această sintagmă, devine toată lungimea drumului până la râul Voituri, care are legătură atât râul Voituri ca emisar, cât și drumul pe această lungime, are legătură cu stația de epurare. De ce a și fost propus ca subiect cuprins în proiectul de hotărâre și ca subiect de dezbatere. Avem tot interesul ca să îndeplinim această procedură legală, fără de care, m-am spus, am întâmpina dificultăți iremediabile la
un moment dat. Deocamdată, cam atât. Eu, evident, vă rog și am toată convingerea că o să treacă pe acest proiect de hotărâre. Văd că deja există avizul Comisiei de Specialitate, pentru care mulțumesc. Ședința extraordinară de astăzi, 29.09.2017, a declarat închisă.